să vă mai dăm o veste relativ proastă. Mă depinde și cum apreciați toamna. Mie vremea de astăzi mi s-a părut absolut spectaculoasă, frumos, un pic de ploicică, dar probabil că nu toată lumea e defectă. Florinela Georgescu vine acum cu toate detaliile, director executiv ANM. Bună ziua! Bună ziua! Am revenit miercuri, că am reținut că de miercuri se cam strică vremea. Da, s-a cam stricat, este adevărat. A plouat în multe zone ale țării ieri, azi noapte. Astăzi a mai plouat slab în partea de sud și de est a teritoriului. Și o vreme destul de închisă în aceste zone și în restul țării, prin zonele joase, a mai fost și ceață. În aceste condiții, temperaturile sunt ușor mai scăzute față de cele înregistrate în zilele trecute. A început un proces de răcire a vremii, o răcire pe care o vom resimți zilele viitoare, mai ales în weekend, duminică dimineață, luni dimineață, pentru că atunci așteptăm ca temperaturile minime, deci cele înregistrate noaptea de sâmbătă spre duminică, respectiv duminică spre luni, să fie în general sub 0 grade. Deci temperaturi, să spunem, minime între minus 4, minus 1 grad în mare parte a teritoriului, iar în zonele de presionare să coboare spre minus 8 grade. În cursul zilelor viitoare, temperaturi destul de asemănătoare cu ce avem astăzi, care se vor încadra în general între 5 și 10 grade. Vor mai fi și precipitații după o scurtă pauză mâine. De vineri așteptăm din nou să înceapă să plouă deosebit în regiunile vestice și centrale ale țării. Iar la munte, vineri, seară, sâmbătă, sunt de așteptat precipitații sub formă de apoviță și ninsoare. Și de data aceasta s-ar putea ca aceste precipitații să nu mai apară doar în zona montană înaltă, cel puțin în zona subcarpatică a Moldovei și Transilvaniei, mai ales în noaptea de vineri spre sâmbătă, este posibil să apară la apoviță și ninsoarea. Da, vești bune, mai ales că până la urmă și la urmă trebuie să ne gândim că e anotimpul. Mulțumesc, Florinela Georgescu, și ne cu mare drag și îmi dau seama că spre weekend o să ne auzim din nou. Nu de alta, dar am văzut, încep să-mi placă.